vreți și vă interesează, avem aici niște formulare, niște pixuri. Construcțiile rămân un mediu vast care acoperă o gamă largă de specializări, precum construcția de locuințe, drumuri, poduri, clădiri comerciale sau infrastructură publică, dar care continuă să ducă lipsă de personal calificat. Este unul dintre motivele pentru care Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de Construcții și Instalații din Iași a organizat un târg de joburi. Tinerii au putut interacționa cu reprezentanții celor mai importante firme din domeniu. Importanța evenimentului este una de impact major pentru studenții noștri din Facultatea de Construcții, deoarece ei au nevoie de o cunoaștere a angajatorilor. Este nevoie să știe ce își doresc angajatorii de la ei, să-și poată ridica ștacheta și ei din punct de vedere teoretic, să știe unde să puncteze mai bine la facultate și să interpreteze lucrările teoretice. Reprezentanții firmelor au multe locuri de muncă disponibile în construcții, de la muncitori necalificați până la ingineri sau arhitecți. Încercăm să ne dezvoltăm echipele de ingineri, adăugând proaspeți absolvenți de facultate, dar și studenți anul 3 pentru programele noastre de internship. Avem locuri de muncă atât în zona de inginerie civilă, pentru că suntem constructori de hale, depozite, spații de producție, dar și pe zona de rețele de apă canal, stații de epurare. Avem nevoie de personal, de la ingineri, construcții civile, instalații, chiar și din hidrotehnică, muncitori calificați, dulgheri, tâmplari, pietrari, personal calificat. Dar și personal necalificat pe care, dacă au experiență, îi putem califica la locul de muncă. Am venit mai mult ca să văd pe ce domeniu aș putea să lucrez pe viitor, să văd ce companii sunt în momentul ăsta. Știu că pe anul viitor o să fie mai multe, din câte am înțeles. Să văd exact ce se mulează pe gusturile mele. Din câte văd, e ok. Am venit să îmi găsesc și eu pe perioada vere un internship. Ce pregătire ai? Ce cauți? În execuție aș dori să fac acest internship. Știi ceva despre firmele care expun aici? Ce lucrări au? Nu. Am venit să mă documentez. Târgul pentru viitor este deschis și vineri, 19 aprilie, la Iulius Mall.